a determinat să participe la concursul acesta și ce reprezintă premiul acesta? Sincer să fiu, a fost... m-am simțit puțin vinovat că am participat. Organizatorii au mărit vârsta de participare. Eu, având 40 de ani, mă simt puțin cam prea în vârstă. Ceilalți au fost tineri, 18, 19, 20. Și a fost acest concurs a venit după o pauză de-a mea de vreo 5 ani, în care n-am mai scris. Și am vrut să văd, cred că asta a fost, am vrut să văd dacă mai pot să câștig ceva cu poeziile noi scrise. Am reușit. Cum vezi sub poezia lui Chichere? Da, am văzut o poezie foarte diafană și foarte, foarte direct. Ea merge foarte direct la toți cititorii. Ea este un om și care i-am văzut și istoria și poeziile, să zic, recunosc că nu am citit toate volumele, dar poezie care au fost puse pe site m-au atins, da, sunt, cum să zic, e și modern, e și tineresc, e și, nu, cum se spune acum, nu e acel mod bătrân, bătrâne de a scrie, foarte liber și foarte, foarte actual. Ștefan Ciuban. E obligatoriu? Te rog frumos. Ajută-mă și pe mine. De ce ai participat? De fapt, nu ești la prima participare. Nu, am mai participat și anul trecut și am luat o mențiune. Acum am luat premiul 2 și am vrut să văd dacă într-adevăr am evoluat. Premiul 2, cum te simți? Ce reprezintă? Reprezintă o bucurie, mai ales pentru că îmi place poezia lui Ion Chichere și sunt mândră să iau un premiu care îi poartă numele. Să spui numele tot. La Luca Panait. Mulțumesc, felicitări amândurora. Ce reprezintă pentru cine un premiu la un concurs? O motivație pentru carieră de viitor. Cum te-ai apucat de scris? Tiriga, profesoara de la clasă, m-a motivat. Ce ți-a spus? Și cum ai reușit? Până la urmă, cu toții am putea scrie și să ne oprim. Nu știu, e un fel de pasiune. Chiar îmi place și cred că e o vocație bună. Să-mi spui numele tău. Brâncă din Insta. Mulțumesc, Vapta. Este cea de-a patra ediție a Concursului Național de Poezie Ion Chichere. O ediție, să zic eu, prețioasă, cu o participare foarte, foarte mare, dar prețioasă în primul rând pentru că am rezistat 4 ani de zile. În același timp, este și o ocazie de decernare a premiilor Reșita Literară. Este pentru prima dată când revista Reșita Literară își propune să facă acest lucru. De fapt, e și primul an de apariție al revistei Reșita Literară și a propus să decerneze niște premii pe diferite secțiuni pentru toți scriitorii din acest spațiu cultural care au ieșit în evidență, ca să spun așa, în anul 2019. Astfel, pentru poezie a fost premiat Cristian Bistricianu, titlul cărții o să le spun mai târziu, pentru publicistică Nicolae Sârbu, pentru istorie literară Gheorghe Jurma, pentru opera Omnia Marcu Mihail Deleanu și Nicolae Sârbu, da, pentru proză Victor Nafiru. Deci 5 oameni scriitori din Banatul de Munte care reprezintă o valoare practică a acestui spațiu cultural și pe care revista Reșita Literară s-a gândit să-i omagieze în acest fel. Este un premiu special, deoarece din momentul în care am descoperit poezia lui Ion Chichere pe internet, trebuie să recunosc că nu am găsit cartea lui nicăieri, dar cu ajutorul site-urilor
și a rețelelor de socializare, se pare că poezia devine tot mai accesibilă publicului și știu că am citit prima dată poezia lui Ion Chichere acum vreo 2 ani și a avut un impact extraordinar asupra mea. E un poet care mi s-a părut că a văzut societatea într-un fel cu totul deosebit și inaccesibil uneori oamenilor mai puțin sensibili. Asta cred că îl caracteriza foarte mult pe Ion Chichere. Avea o sensibilitate aparte și vedea problemele sociale acolo unde alții nu le vedeau și le putea transforma în poezie. Avea acest catalizator, ca să zic așa. Premiul acesta, bineînțeles, prin prisma acestor supuse, e un premiu special pe care cu siguranță o să-l pun într-un loc de cinste și... Să-ți putea rog numele tău. Marcel Vișa. Mulțumesc.